de anul trecut, care a purtat titlul generic Bistrița Interior, a fost expoziția Bienalei de Artă Decorativă, Metafore Incandescente. Apoi a venit vernisajul expoziției de pictură Ioana Antoniu Radu Fulgere, apoi o recuperare a unui senior al artei transilvanene, un senior care face parte din venerabila generație a primilor oameni educați și instruiți în Clujul artistic de după război. E vorba de István Conciurov, un om cu un destin excepțional, cu o carieră uluitoare, cu o înțelegere a mediului artistic româno-maghiar din Transilvania, rar. E omul despre care Paul Gerasim, recent plecat, de câte ori mă întâlneam cu el, mă întreba ce face István Conciurov. Ați putut să-l vedeți aici la Bistrița cu o mare expoziție, o mare și la o frumoasă expoziție construită în jurul unei idei. Apoi a venit artistul decorator, tot de mare anvergură și tot, din fericire pentru noi, un transilvanean excepțional, Ion Tămâian. A fost după aceea expoziția care, petrecute, ne-a dat nouă un renume extraordinar în țară și străinătate, expoziția retrospectivă Ervant Nicogosian. Catalogul pe care noi l-am făcut aici și l-am lansat la Galeria Arcade s-a bucurat și se bucură în țară și străinătate de o prețuire extraordinară. De ce? Reunea pentru prima oară împreună lucrările care au mai rămas de la Ervant Nicogosian în colecția familiei și textele, majoritatea mărturisitoare în legătură cu parcursul lui de carieră. Vă aduc aminte că Ervant Nicogosian s-a născut la Odessa, apoi când Mareșalul Antonescu a dictat armatelor române să treacă Prutul, a doua zi a fost arestat, a făcut prin 4 lagăre, 17 ani de lagă în Rusia sovietică. A avut și evenimente personale tulburătoare, în jurul vârstei de 50 de ani a început să-i scadă vederea, apoi a surzit, până în final a orbit, în ultimii 10 ani a pictat orb. Toate lucrările lui sunt expresia întâlnirii unui om care își activează o memorie afectivă creatoare și având la bază o meserie foarte bine asumată la clasa lui Camil Resu, face dovada unor miracole, pur și simplu. La vernisaj erau aici câțiva artiști cu adevărat dăruiți, cărora nu le venea să creadă că acest artist n-a văzut în timp ce picta aceste lucrări. Apoi am avut expoziția Gheorghe Ilea Andor Pionivers, o poveste a unei întâlniri timpurii. Ei s-au întâlnit la Liceul de Artă din Cluj și relatează povestea întâlnirii unei nopți din clasa a șasea. Prietenia lor a durat până acum. Acum câteva săptămâni am făcut această expoziție pe care am găzduit-o și noi. Am făcut-o la Zaleu, unde trăiește Gheorghe Ilea, într-o altă regie decât cea de aici. Cea de la Cluj a fost alta. Deci itinerăm serii de expoziții care prezintă artiști, după părerea mea, mare generație 80. După ei a venit expoziția Eveniment, zic eu, a pictoriței Florentina Voichi și a sculptorului Mircea Roman. Mircea Roman, așa.
Deci ei au avut pentru prima oară în cariera lor o expoziție împreună, nu mai fusese niciodată într-o expunere împreună. Și acum au expus aici. După aceea expoziția Iod Anger. După aceea, poate că acesta a fost evenimentul cu adevărat măreț al anului, expoziția personală a Rina Ilinkei. De ce spun asta? Pentru că expoziția în sine însemna ceva totul special, dar ea era unul din cele 11 evenimente cuprinse în Bienala Internațională de Artă Decorativă de Ceramică. A existat după aceea expoziția Tibor Pozokoș, și Radu Roșian, apoi debutul cu premiul Grigore Bradea al Axeniei Roșca, după aceea expoziția Viola Vinu și acum acest eveniment expoziționat, care e salonul de iarnă.